Serios, dragilor, astăzi vreau să vă arăt cum îmi aleg eu călătorile, cum ajung să vizitez o anumită destinație, o anumită țară. Dar înainte de asta am făcut o clasificare a călătorilor. So many things in this world I wanna do, and when I die I wanna know you did them too. Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Mihai. Îmi place să călătoresc atât în țară cât și în străinătate și îmi place să împărtășesc cu voi din experiența acumulată. Am câteva filmulețe din excursiile și călătoriile mele, am ceva tutoriale legate de călătorii și ceva cu drone, una din pasiunile mele. Înainte să vă prezint cum îmi aleg eu călătoriile și cum ajung să vizitez o țară, am făcut o clasificare a concediilor excursiilor și vă prezint în continuare 10 tipuri de călătorii. 1. Circuitele prin agenție. Sunt concedii organizate de agenție. Te uiți pe site-ul firmei sau mergi la o anumită firmă de turism, te uiți acolo ce ofertare, îți alegi destinația și plătești. Și cam asta este tot efortul pe care l-ai de făcut. Agenția se ocupă de tot. Noi am fost în Marea Britanie și undeva în Irlanda, Irlanda de Nord, mai puțin Scoția. A fost un circuit foarte fain, ne-a luat, ne-a transferat de acasă, ne-a dus până la aeroport, de la aeroport am avut însoțitori de grup, am decolat, am ajuns dincolo, ne-a așteptat autocarul, ne-a dus la hotel și așa mai departe în fiecare zi. Seara ne debarcau la hotel. Care sunt plusurile? Nu ai nicio bătaie de cap. Te ia firma, te plimbă, te aduce, te duce, ai obiective și așa mai departe. Ai multe obiective pe care le vezi. Deci într-un timp foarte scurt vizitezi multe locuri. Care ar fi minusurile? Există un itinerar al circuitului. Deci nu se abat de la chestia respectivă. Ninge, plouă, este sărbătoare națională și este închis obiectivul respectiv, nu este treaba lor. Un alt minus la tipul ăsta de călătorie este că seara ajungeam destul de repede la hotel și mai era destul timp seara ca să faci ceva, dar compania nu se mai ocupa de tine. Deci intrai pe cont propriu seara. Concluzia. Este în regulă, am testat-o, am cunoscut oameni faini, am rămas prieteni, am văzut câteva locuri minunate, dar nu este neapărat pe gustul meu. 2. Circuite pe cont propriu. Este ca și destinație aceeași treabă cu circuitele prin agenție, doar că tu te ocupi personal de tot, de transfer, de transport, de cazare, de toate chestiile respective. Plusuri. Programul ți-l faci cum îți place ție. Ai nevoie de mult timp inițial ca să ți le poți organiza. Ca recomandări, căutați pe site-urile de la Intera și de la Ituria și o să vedeți că au niște circuite deosebite. Nu le fac reclamă, doar pentru voi să vedeți ce poate să ofere o agenție. Uitați-vă pe circuite, vedeți ce destinații au, vedeți ce traseu au și puneți-l pe hârtie și o să vedeți că vi-l puteți adapta după cerințele voastre. Ca și concluzie, asta este adevărată provocare și asta mă face pe mine să mă simt bine și să ies din zona mea de confort. 3. Croazierele. Croazierele sunt un tip de excursii, de concedii deosebite. Ce este foarte fain la croziere este că vasul în sinea lui este un fel de resort cu absolut tot ce ai nevoie. Am un filmuleț, link-ul este aici sus, legat de croziere. Am dat mai multe detalii. Ca și plusuri. 1. Vezi foarte multe țări într-un timp scurt. Dacă îți alegi o croziere de vreo 10 zile cu 4, 5, 6 țări, o să vezi foarte multe chestii faine. Ai tot ce trebuie pe vas. Distracție, ambianță, spectacole, spa-uri, mâncare, restaurante, nu-ți lipsește nimic. Acum ca minusuri, când ajungi în port și acostează vasul, ai câteva ore să vizitezi locația respectivă. Dacă nu ești foarte descurcăreț, trebuie să iei excursii cu ei și te costă undeva 50-60 de euro excursia. Dacă o iei pe cont propriu, acolo mergi cu chestii locale și așa mai departe, faci economie, dar tu ai puțin stres. Vă recomand că măcar o dată să încercați o croazieră. 4. Concedii aventură. Sunt concedii în care te duci și faci o anumită chestie cu adrenalină. De exemplu, poți să mergi să faci safari. Am fost 2-3 zile în Tunisia unde am făcut safari. Am plecat prin deșert de sare, deșert de nisip, deșert de piatră, cu mașini, prin oază, cu cămile, cu jeep-uri și așa mai departe. Am fost anul trecut în Maroc și am lăsat mașina la marginea deșertului Sahara și am intrat cu cămilele în Sahara și am mers și am făcut pe acolo plimbare, am văzut Sfințitul și Răsăritul pe dune și ne-am cazat în deșert. Aici includ și cei care sunt pasionați de anumite sporturi. Dacă vrei să faci windsurf, mă duc în Grecia pe anumite insule, dacă vreau să fac kiteboarding, mă duc în Egipt sau dacă vreau să fac parapantă, mă duc în Austria. Deci, 5. City break-urile.
City break-urile sunt de obicei concedii un pic mai scurte, pentru câteva zile, 4-5 zile, mă duc și vizitez un oraș. Mă duc să vizitez Roma, mă duc să vizitez Istanbulul. City break-urile sunt făcute de obicei cu avioane low cost, mă duc, îmi iau biletul, ajung acolo, mă cazez. Deci am timp să o iau la pas, prin oraș, să văd acolo viața de dimineața până seara, distracție, eventual să gustăm ceva local și așa mai departe. Ca și plusuri este ușor de organizat. Ți-ai luat bilet de avion și cazare și te-ai dus. Ca și minusuri, vezi doar în oraș și stai doar acolo și poate puțin prin împrejur, dar are farmecul lui. 6. Vacanțe de familie. Vacanța de familie este în care te duci și toată lumea se încarcă de energie pozitivă și în care ne bucurăm și stăm unii cu alții și împărtășim diferite chestii împreună. Ca și plusuri, ești cu familia, ai poveștile tale, ai activități numai în cadrul familiei, te bucuri și cumva relația se sudează. Ca și minusuri, nu este o destinație, mă duc să văd o anumită țară și galopesc cu mașina și fac alte chestii, ci doar stau și am anumite activități. 7. Vacanțe în resorturi sau, cum le spun eu, moartea pasiunii. Resorturile sunt căutate cu precădere pentru all inclusive. Te duci, mănânci, cât duci, bei, până nu mai poți și când ajungi acasă să spui acum 2 săptămâni aveam 10 kg în minus. Nu ajung și nu merg în resort pentru motivul ăsta. Mergem în resorturi pentru că avem timp să citim, avem timp să stăm liniștiți la soare sau la umbră. Resorturile au în special niște piscine deosebit de faine și de mari cu tot ce trebuie acolo, poți să noți liniștit, mie îmi place foarte mult să not. Sau ieșirea la mare este foarte curată și amenajată cu tot ce trebuie. Ca minusuri, nu mergem să vizităm nimic, stăm doar acolo, nici nu știi în ce țară ești, că poate să fie resortul ăla în Grecia, Turcia, Egipt sau în altă țară, ești în resort, nu ai nicio legătură cu cultura, cu oamenii și cu viața lor. 8. Vacanțele exotice. Am avut parte, să spun, de o vacanță exotică și aia a fost în insulele Maldive. Mergi până acolo, zbori, este deosebit de frumos, este un paradis, am vrut neapărat să vedem o chestie de genul respectiv, dar tu de fapt stai pe o insulă, care insula avea 1 km în lungime și 200 de metri lățime. De acolo am făcut 2-3 excursii cu vasul, n-am cunoscut localnici decât pe la Cârcium, pe acolo, pe la barul și am mai povestit un pic cu ei, dar așa erau angajați de prin Bangladesh, de prin Pakistan, deci puțin localnici, n-am luat legătură, n-am văzut cultura lor, n-am văzut cum se manifestă ei în viața de zi cu zi, dar locul ăla de acolo este extrem de exotic pentru noi. Deci nu este o experiență culturală, dar pe de altă parte este o experiență vizuală. 9. Excursii cu dedicație. Vreau să merg la Disneyland să sărbătoresc aniversarea junioarei mele. Sau vreau să merg la Europa Park. Sau vreau să merg la Roma pentru un concert cu Bocelli. Sunt excursie cu dedicație. Mă interesează un anumit artist sau o formație sau mă interesează o locație în mod deosebit. Atunci nu contează altceva decât să ajung acolo. Caut bilete, caut transfer, caut mașină închiriat și ajung acolo. Plusurile nu trebuie să le spun eu pentru că fiecare își dorește o anumită chestie. 10. Sunt excursiile de vis. Excursiile pe care eu visez să le fac odată în viață. Că-ți dorești să ajungi în Las Vegas să joci la mașini acolo să pariezi. Sau că-ți dorești să vezi piramidele din Egipt. Sau vrei să te dai cu un tren rapid prin Japonia. Sunt excursiile de vis. Fiecare din noi avem visele noastre și tot timpul este fain să ai o vacanță de vis atât în minte și să fii focusat spre chestia respectivă cât și să ți-o poți îndeplini. Și vă spun sincer, vacanțele de vis la ora actuală sunt mai aproape de noi decât au fost acum 10 sau 15 ani. Cam asta este clasificarea întocmită de mine. 10 tipuri de excursii, de concedii. Și acum să vă detaliez un pic cum ajung eu să-mi organizez și să ajung într-o anumită țară, anumită destinație. De câțiva ani am făcut o tradiție ca să vizităm ceva din Asia și vreau să vă spun că merită din plin să vă gândiți să vizitați Asia. Și vreau să vă spun că pentru noi de 5 ani de zile doar cu Qatarul călătorim și este cea mai bună alegere și atunci deschid site-ul de la Qatar și mă uit frumos peste ofertele lor. Dacă vă abonați la newsletter-ul de la Qatar o să primiți periodic, uitați, aveți 30% reducere. Bugetul nostru până anul trecut a fost limitat undeva la 500 de euro de persoană. Și am spus, ce găsim în jur de 500 de euro, luăm. Anul trecut ofertele Qatar au fost undeva în jur de 600 de euro. Și am rămas pe 2 opțiuni din toată lista lor. Sau Coreea de Sud, sau Bali în Indonezia. Și atunci amândoi am găsit de acord să vizităm Bali. Găsești oferte pe Qatar chiar și sub 500 de euro.
Am văzut pe India, am văzut pe Thailanda și pe China. Anul acesta, astea au fost ofertele cu dedicație. Deci pentru circuitele astea, cum le zic eu, pe cont propriu, Qatarul pentru noi este alegerea numărul 1. Așteptăm ofertele, fac o listă cu priorități și mi-aș dori să văd și după mi-aleg una din ele. Pentru city break-uri, îmi aleg să merg cu Vizierul, din Sibiu sau din Cluj. Poți să găsești bilete dus întors undeva la între 50 și 100 de euro, fără nicio problemă. Excursiile cu destinație, poți să mergi cu mașina, dacă nu găsești bilete ieftine, nu este un capăt de țară, sau îți iei pe un aeroport mai ieftin și poți să închiriezi mașină de acolo, pentru că undeva 25 de euro chiria unei mașini pe zi. Recomand la excursiile cu destinație, uitați-vă când sunt perioadele de vârf, nu mergeți când e nebunie mare, gen Disneyland sau Europa Park, pentru că nu o să te poți bucura de nimic. Iar pentru destinațiile de vis, luați mai multe companii, luați Turkish-ul pentru că au cele mai multe destinații din lume, luați Qatar-ul și uitați-vă și când se dă o ofertă, nu pregetați să o luați. Ca și concluzie, verificați ce tipuri de concedii vi se potrivește cel mai bine. Unele sunt cu stres, altele sunt cu mai puțin stres. Unele îți oferă mai multe satisfacții, altele mai puține. Verificați ce vi se potrivește, luați site-urile agențiilor, v-am spus, Intera sau Eturia, vedeți ce vă oferă, sau dacă nu, luați programul lor și faceți-l singur, pentru că nu vă oprește nimeni. Și încercați și o chestie pe cont propriu. V-am arătat cam care sunt tipurile de concedii, excursii și cum fac eu primul pas. Și fiindcă v-am spus că anul trecut când au fost oferte am ales Bali, o să vin un serial complet, cum am ajuns în Bali și toate excursiile noastre de acolo, pas cu pas. Stați aproape pentru că eu sper că vor veni filmulețe faine din excursia noastră. Dacă v-a plăcut, dați un like, dacă aveți vreun comentariu, lăsați în secțiunea de comentariu și vă răspund cu plăcere. Și nu uitați să vă abonați pentru următoarele postări. O zi minunată și Doamne ajută! Ceau, pa!